Nimic. Ai ceva? Nu. Te apucă niște stări dimineața. Îmi plac diminețile tăcute. Mie nu. Ar putea să fii ceva mai comunicativ. Și ce vrei să spun? Mi se pare că sunt destul de comunicativ. Ești monosilabic, Anger. Unele lucruri pur și simplu nu le poți face dimineața. Da. Ce? Mic. Ce? Nimic. Cum te-ai supărat? Te supăr tot alegrea, să știi. Dar nu m-am supărat. Ce? Nimic. Nu să mă schimb. Da, mai da. Te cred, da, dar liniștește-te acum. Da, știu. Da, te cred. Când asta? Alo, da? Cum, cine e? Păi cu câți bărbați umblă Mădălina, dragi? Auzi, scuze-mă, noi avem puțină treabă acum. Da, te sună Mădălina. Nu știu, vreo 4 ore, bine? Hai, pupă-l pe Matei, da? Hai, pa, pa. Mântei? De ce? Super neată în coana. Da, ce faci? Nu știu, mi-a zis Ana că după ce fac sex, se întoarce tot timpul cu spatele la ea. Și nu face niciun gest tandră după. Fac sex? Mai bine că nu sfărăie. Nu sfărăie, dar vorbește în somn. Da? Da. Ce zice Mântei în somn? Cu un nume de fată. Amy. Da, și mi-a mai zis Ana că se pupă în somn. Prost ești. Da, dar măcar am simțit umorului, nu? Simțul tău al umorului o să ne omoare pe amândoi într-o zi. Nu mă pot obișnui cu tine, având haz. Și cu 3 ani. Nu, dar serios acum cu Matei. Nici nu știu ce pot să vorbești cu el. Mamă, mă lași. Hai mă, e robotic. Bine mă, că Ana e foarte tare. Măcar Ana încearcă. Ce încearcă? Se grăbește atâta face. Acum, de ce vorbim de Ana și Matei? Bine, hai să mergem. Că ne grăbim, nu? Să nu cumva să plece domn profesor. Bine așa?
Salut, Mona. Mulțumesc. Condolențe. Condolențe. Ar trebui să mergem să zicem și noi ceva. Mai stăm puțin. Nu știu acum. Condolențe. Condolențe. Pare rău. Pare rău. Ce faceți, copii? De ce sunteți supărați? Nu-mi place cum arăți. Arăți... De ce ești supărat? Cine te supără, de fapt? Eu nu sunt supărat. Dar nu îmi place cum arăți. Vin, toate vin de la sine și unele se duc. Tot așa se duc. Dar nu-mi place. Nu... Fața ta nu-mi place. Nu arăți ca lumea. Râzi, frate. Râzi că ai... Uite, uite-te și tu cine, pe cine e lângă tine. Râzi tot timpul. De asta trăiesc eu, pentru că râd toată ziua. Îl zâmbește tot timpul. Așa trăiești. Îmi spunea fratele meu de chestia cu niște uși, nu știu ce Dumnezeu. Tu unde ai sta, de fapt? În spatele unei uși sau în fața ei? În fața și. De ce? Vrei să mergi înainte? Da. Bun. Deci să nu uiți pe cine ai lângă tine. Și tot timpul, uite-te și tu la ea. Cum să nu te uiți la o fată frumoasă și să nu râzi tot timpul? Lasă-o în cură de supărare. Să-i uite geantă. Mersi. Ce-i? Ce-i?
Mirta. Simon, ce? Nimic. Mă vin în momentare. Frate, cum poți să fii? Cum poți să fiu, Andrei? Ce-i de matică, e robotică. Ula. Să-mi iei bacă mormântările? Ce, mă, ce? Nu pot să cred că ești așa. Zi ce-ai! Zi ce-ai! Frate, ce? Încerc să vorbesc cu tine. Spune ceva, mă! Nu mai pot! Ce nu mai poți? Ce nu mai poți? Tu și eu și tot ce... Mă, gata. 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 Hai să mergem. Gata. Gata. Nu mai plânge. Gata. 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 Să mergem.